Pe 1 iulie 2019, după izbucnirea cazului de la Caracal, autoritățile au vrut să schimbe legea privind modalitatea de căutare a persoanelor dispărute. Au venit cu un proiect, l-au trimis în Parlament, pentru ca mai apoi să-l retragă pentru a-l reface. Legea respectivă ar fi trebuit să înlesnească semnificativ căutarea dispăruților. Pot dispune localizarea ei cu mijloacele existente la poliție. Sau pot solicita companiei de telefonie să îi ajute în localizarea și eventual obținerea traficului unui telefon al persoanei dispărute. Pot fi făcute de polițist fără obținerea unui mandat din partea judecătorului. Conform proiectului retras, în cazul în care se constată că viața unei persoane dispărute este pusă în pericol, atunci polițiștii pot interveni mult mai repede, fără a mai aștepta o decizie din partea unei instanțe care să le permită acest lucru. Ulterior, într-un termen de 24 de ore, autoritățile trebuie să anunțe instanța despre procedura începută în vederea depistării persoanei date în urmărire. Din momentul în care poliția a fost sesizată, poate solicita localizarea persoanei respective. Se poate da în urmărire generală persoana și se stabilesc date privind traiectul urmat de răpitor. În baza de date a Inspectoratului General al Poliției Române, numărul persoanelor date dispărute se apropie de 10.000. Aproape jumătate sunt persoane cu vârste între 14 și 18 ani, grupă care încadrează și cazurile Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Anul trecut a fost solicitată căutarea la nivel național sau internațional pentru 9.667 de persoane, fiind găsite în această perioadă 9.814 persoane, unele dintre aceste persoane fiind dispărute anterior perioadei menționate. 1604 persoane segmentul de vârstă 10-14 ani, 4120 de persoane segmentul de vârstă 14-18 ani. Cât de sigură este varianta unui mandat de supraveghere fără acordul unui judecător? Specialiștii în drept, mai exact un fost judecător, spune că atâta vreme cât perioada nu e îndelungată, pericolul de abuz este extrem de mic. La atât timp cât există garanția confirmării de către judecător într-un termen foarte scurt, cred că sunt respectate întru totul cerințele Constituției.